O întrebare este legată de inteligența artificială în viața familiei și în cadrul bisericii. Tot mai mult merge această tehnologie și va fi familiarizată și între noi în România, ținând cont că se pot face foarte multe cu această tehnologie, inclusiv predici, se pot face și altele, cum ar trebui să ne folosim de ea. Probabil cum ne-am folosit și până acum și cu mare atenție, adică când puneai pe Google o întrebare și primeai un răspuns, venea de la un site, îl luai ca legea lui Dumnezeu? Nu, era o informare care ai primit-o și o poți folosi sau poți să nu o folosești. Cât privește folosirea inteligenței artificiale pentru predici, eu v-aș descuraja totalmente la așa ceva pe cei care predicați. Chat GPT și altele, cei mai tineri știți ce vorbesc. Dacă sursa ta este Chat GPT, nu chiar aș vrea să te ascult. Când sursa este Duhul Sfânt, ai ce spune. Acum, este una să studiem și este alta să luăm de drept o predică. De exemplu, eu studiez mult și îmi place să studiez și e necesar să studiem. Și ca să poți predica, e necesar să faci un studiu biblic. Alminteri poți veni în fața fraților să spui fel de fel de vrute și nevrute și să te miri că de ce n-are impact. Trebuie să studiem. Asta înseamnă de o gamă foarte largă de domenii, inclusiv și cel mai important, gama biblică. Asta înseamnă aspect cultural, asta înseamnă teologie. Să nu ne fie frică de teologie, ca și cum asta e de la cel rău. Cuvântul teologie înseamnă a vorbi despre Dumnezeu, aia e tot. Este un mod sistematizat în care înțelegem Scriptura, scrierile. V-am spus din Matei, a scris unei generații specifice, unei națiuni specifice, cu niște conotații specifice. Asta le înțelegem prin studiu biblic mai aprofundat, cultural, exegetic, hermeneutic și multe altele. Acestea sunt necesare pentru a înțelege corect și a explica corect cuvântul lui Dumnezeu. Este necesar să facem studiu. Că am folosit, de exemplu, ceva ca și Chat GPT pentru a scoate niște informații despre contextul cultural sau altele, nu e un păcat, nu e o problemă. Aș fi atent, în schimb, cu sursa de unde vin aceste lucruri. Pentru că acolo răspunsurile vin compilate din o serie întreagă de articole și lucruri care au fost scrise. De către cine? E greu de spus. Și atunci aici se creează o problemă. Zicea cineva foarte bine, dacă am o întrebare despre finanțe, nu mă duc la doctor, mă duc la contabil. Dacă am o întrebare despre medicină, mă duc la doctor și nu la contabil. Întrebați oamenii specializați. Una este unul care și-a dedicat viața să devină un păstor, teolog, slujitor în Sfânta Scriptură, un om care studiază cu atenție Biblia, și alta este unii care scriu opinii pe Facebook. Ca așa, după ce GPT ai putea să spui că și baticul și alte nu sunt necesare, bazat pe articole care au fost scrise în domeniul acela de ceva copii, literalmente, de pe undeva. Că acest motor caută din toate aceste surse de informație să scrieze o poveste exact cu ceea ce ai nevoie. Foarte simplu. Și atunci, mare grijă la sursa de informații. Și noi care studiem și care suntem educați în a studia Biblia, înțelegem că sunt surse primare de învățare, surse secundare, surse autoritative și surse mai puțin autoritative. Foarte mare atenție la capitolul acesta. Dar a scrie la Chat GPT, fă-mă predică despre familie și vii și o citești în biserică, e așa ceva, cred că ar fi o mare, mare problemă. N-aș fi de acord cu așa ceva. Cel puțin la noi, la Kitchener, n-aș permite cineva să facă un astfel de lucru. Dacă n-ai avut tu capacitate să stai înainte lui Dumnezeu, să te rogi, să aștepți un cuvânt, să studiezi, să depui munca, n-ai ce căuta în fața bisericii. Ziceam la frați, nu luați ca un lucru de apucat, că vi s-a dat un har enorm, să stai în fața unui popor 45 de minute plus minus și tu să stai acolo să spui fel de fel de chestii care nici măcar nu sunt biblice. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Suntem responsabili pentru tot ceea ce vorbim. Trebuie studiu în Sfânta Scriptură, trebuie învățătură, nu ne jucăm. Încolo cât îl folosim pentru noi, scrie la Chat GPT ce să fac copilul care are durere la urechea stângă. Și îți dă fel de fel de resurse. Ia-le precum orice altă sursă. Eu citesc 10 de surse până mă asigur că ceea ce am citit ar face sens.
și mă asigur de unde le citesc, nu numai opinii unor oameni, vreau oameni de specialitate. Și atunci îți faci o opinie. Le putem folosi cu atenție, nu devin Dumnezeu pentru noi, măcar că asta se vrea în vremea care stă în față. Asta e